Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod din Grădina lui Geo. Astăzi vreau să vă arăt cum am înmulțit acest tarțar japonez printr-un marcotaj aerian, dar haideți să nu vă țin prea mult de vorbă și să vă arăt exact ce și cum am făcut. Acesta este arțarul care vreau să-l înmulțesc, să-l multiplic. Voi face un marcotaj aerian. Acest arțar are două trunchiuri, după cum se poate observa. Începe de jos și se împarte în două. Iar această parte vreau să o înlătur și să o plantez în altă parte. Să-l multiplic. Voi face un marcotaj aerian, aer layer. Voi decoji coaja acestui arțar, îi voi face ca un inel, după care voi veni cu pudră pentru înrădăcinare, cu pământ într-o pungă de plastic. Pământul trebuie să fie umed și îl lăsăm până când acesta va da rădăcini. După ce va da rădăcini, îl voi tăia de sub rădăcini și îl voi planta în altă parte. Pentru această operațiune am nevoie de pământ. Am luat un substrat pentru răsădirea butașilor. Normal se folosește un mușchi sau un pământ pentru orhidee, dar eu voi folosi acest substrat, o pungă, două bețișoare pentru ureche, să punem acel praf de înrădăcinare, un bisturiu sau un cutter și o folie alimentară și mai avem nevoie și de praful respectiv. Și aici am praful pentru înrădăcinare. Da, voi pune pământul în această pungă, îl voi umezi bine, voi face pe trunchi acel inel, voi scoate coaja, după care voi pune această folie cu pământ pe trunchiul arțarului ca să poată facă rădăcini. Am reușit să fac acest inel despre care vorbeam. Îl voi da cu niște praf de înrădăcinare, după care voi pune pământul umed și voi lega. Un bețișor de ureche. Dăm în locul în care am făcut inelul și deasupra inelului cu praf de înrădăcinare. După ce am pus praf de înrădăcinare, punem pământul respectiv într-o pungă, îl dăm. Și mă amestecăm bine, până când devine ca o pastă mai groasă. Scuzați filmarea, mă cam grăbesc, ploaia bate la ușă și m-am apucat de această chestie, dar m-am gândit că dacă începe să plouă, treaba nu este bună. Așa că cu o mână lucrez și cu cealaltă filmez. După ce am terminat de umplut punga, pur și simplu cu un cutter sau cu bisturiu vom tăia această pungă, iar pe această tăietură va veni trunchiul nostru.
aici vom băga trunchiul și punga o vom înfășura de jur împrejurul trunchiului. Într-un final am reușit, mi-am dat bătăi de cap, deoarece aceste două trunchiuri sunt foarte apropiate. Am reușit să pun o piatră aici, să le țin depărtate, și am reușit să pun punga cu pământ pe acest trunchi. Rămâne să vedem cum evoluează și dacă apar rădăcini. O să-l verificăm undeva după 30 de zile. După ce au apărut rădăcinile, îl voi tăia de aici, de sub această pungă cu pământ, și îl voi planta într-un ghiveci. Îl voi mai ține acolo perioadă, după care îl voi planta undeva în grădină. Sper să iasă treaba bună. Bună, dragilor, au trecut 3 luni de când am făcut acest marcotaj aerian și se pare că a dat roade. Avem rădăcini. Haideți să vi le arăt. Uitați ce rădăcini mari și frumoase avem aici. De aceea se pune o folie transparentă sau un celofan transparent ca să putem vedea exact când cresc rădăcinile și când putem transplanta nou copăcel. Astăzi voi tăia și voi planta nou copăcel într-un ghiveci și îl vom mai ține ceva timp până când suntem siguri că este bine și putem să-l plantăm direct în locul în care vreau să-l pun. Ce am observat eu după acest marcotaj, partea aceasta pe care a fost făcut marcotajul a avut puțin de suferit. După cum se observă, frunzele sunt uscate, iar partea care nu a avut nicio treabă cu marcotajul, uitați ce verde și frumoasă este. În fine, astăzi voi separa această parte de trunchi principal și îl voi planta într-un nou ghiveci. Vom aștepta încă o lună, două, iar la începutul toamnei îl voi planta definitiv în pământ. Pentru separarea noului copăcel de trunchiul mamă am nevoie de un ferăstrău, de un ghiveci. Voi alege unul din aceste două ghiveci în funcție de dimensiunea noului copăcel și, bineînțeles, de substrat. Mă voi apuca să tai noul copăcel și să-l plantez într-un ghiveci nou. Voi încerca să tai cât mai aproape de acest trunchi ca să nu rămână vreun ciot, să se vadă urât trunchiul care va rămâne aici pentru totdeauna. Am reușit să separ copăcelul de trunchiul mamă și haideți să-l scot să vedem cum arată. Am reușit să-l scot și așa arată copacul rămas, copacul mamă. Mi se pare că arată mult mai elegant, este mult mai simplu și mult mai aerat. Erau foarte îngrămădiți. Așa se vede tăietura. Iar aici avem noul copac, care arată și el foarte frumos, are un trunchi interesant, dar haideți să-l plantez și îl vom vedea atunci mai bine. Hai să văd cât are. 1, are 2 metri. Ca să iau un arțar, nu știu, la ghiveci mic, și să zic cel mai ieftin, îl găsesc la 100-150 de lei. Ca să crească la 2 metri durează ani de zile. Așa, în 3 luni,
bineînțeles și ăsta are ani de zile, dar parcă e altfel așteptare. Și am 3 luni, am un copac de 2 metri, fără mari eforturi. Haideți să dau folia asta jos, să vedem rădăcinile și să-l pun în noul ghiveci. Haideți să dau folia jos, să vedem exact cum arată rădăcinile. Am reușit să dau folia jos. Uitați ce rădăcini frumoase are. 3 luni de zile și a format niște rădăcini foarte frumoase. Am mai observat aici încă o ramură care a dat rădăcini. Cred că o voi tăia și pe asta separat și o voi pune și pe ea într-un ghiveci. Poate scoatem un arțar micuț pentru bonsai în caz în care va reuși să dezvolte rădăcinile necesare. Până una alta, haideți să plantez acest arțar. Am tăiat și această ramură, are foarte puține rădăcini, dar tot și eu voi încerca norocul. Am pregătit în acest ghiveci niște pământ. Este o combinație din două substraturi și pământ normal. Să vedem ce va ieși. Am reușit să plantez cei doi copăcei. Acum îi voi mai tăia puțin, deoarece rădăcina nu are putere să ducă tot acest foliaj și le voi mai tăia puțin din foliaj, după care vom aștepta să vedem ce se întâmplă, bineînțeles. Eu sper că se va prinde fără nicio problemă, cel puțin ăsta mare are rădăcini destul de puternice. Ăsta micuț nu garantez, dar încercarea moarte n-are. Așa arată produsul final. Am tăiat din el, am tăiat mai mult, deoarece mi-este frică ca rădăcinile să nu ducă tot acest foliaj și atunci în mod sigur se va usca. Așa că am optat să-l tai destul de agresiv, cu riscul, în ghilimele, de a nu se usca. Eu sunt mulțumit de ceea ce a ieșit. Sper că vă place ceea ce vedeți. Am tuns și pe acest micuț puțin, tot din aceeași cauză, deoarece nu are rădăcini și să nu se usuce. Dar pentru acesta mic nu garantez. În schimb, acesta mare sper ca în toamnă să-l pot muta la locul lui definitiv. Și voi reveni cu un filmuleț ca să-l vedeți cum a evoluat până în toamnă. Suntem în 17 august, dacă nu mă înșel. Iar planta mamă e destul de frumoasă. Acum are mai mult spațiu și mai multă lumină și aer.